Ebne ziua, doamna de geografie organizează o tabără în județul Suceava, la unde era doamna, la Cârlibaba, pentru o săptămână împreună cu clasa dumneaei. O las pe doamna să vă prezinte mai bine oferta, da? Deci tabăra se face la Cârlibaba, în județul Suceava, cum a zis și doamna. Vom fi cazați la pensiunea 3 șobolani pentru 7 nopți cu mic dejun inclus. Vom merge cu trenul până la Suceava, de unde am închiriat un autocar și în 3 ore suntem la Cârlibaba. Autocarul să știi că va sta după noi toată săptămâna, iar în fiecare zi vom merge în localități diferite. Spune Gilgamesh. Doamna, dar la ce babă mergem, doamna, că nu mai înțeleg nimic? Cârlibaba e o localitate, măi băiatule, nu e nicio babă. Eu ți-am zis să tași că ești prost. Doamna, dar cât costă? Prețul este de 900 de lei, din care îmi trag și eu 100, mă scuzați. Așa, deci cine ar fi interesat să știu să-l trec pe listă, că nu mai sunt decât 10 locuri. Și mâine vă rog să aduceți un avans de cel puțin 200 de lei. Hai mă, mergem și noi să mor tu. Că vin și gemenele alea două bune de la asta din clasă, sigur vin. Da mă, hai că vin, văd eu cum fac rost de bani. Mai sunt 3 locuri disponibile, mai vrea cineva? Noi, doamna, noi vrem să venim. Așa, tu, Horațiu și mai cum te cheamă? Pufulete, doamna. Și noi vrem să venim, doamna, ne trece și pe noi. Altcineva mai dorește? Bă, dar asta-i surdă, noi, doamna. Nu prea aș vrea să vă iau pe voi, că știu că sunteți cam problematici așa. Cum noi noi suntem cumenți, doamna. Bine, fie, hai, dar mâine să aduceți banii neapărat. Stai să vezi ce fac eu la asta în tabără, harcea parcea o fac. Da, și plecarea este peste 2 săptămâni. Ne-am adunat toți? Lipsește Gilgamesh, dar apare el. Ar fi bine, trenul pleacă în 15 minute și n-o să stăm după prietenul tău. Unde ești, mă, că pleacă trenul fără tine, prostule? A făcut tata pană la All Seat, hai că fug repede! Haideți în tren, că pleacă în 5 minute. Dacă nu vine Gilgamesh, asta este. Chiar mai bine, că n-o să am probleme. La fix am ajuns, aoleu. Ce ai mai venit, măi băiatule? Chiar mă bucuram că plecăm fără tine. Stai cu minte, doamna, că nu pierd cai când vor câini. Haide, treci în tren, lasă gagara. Biletele, băieți. Ce vrea ăsta, mă? Biletele? Păi eu n-am, mă, niciun bilet, mă. Gilgamesh, eu ți-am dat biletul pe peron înainte de plecare. Ce bilet mi-ai dat, mă? Mintea, domn controlor, nu mi-a dat niciun bilet. L-am și plătit. Să știți că nici nu mă interesează. Doamne, dacă băiatul nu are bilet, trebuie să cumpărați unul nou, nu știu... Gilgamesh, să știi că eu o să-ți plătesc biletul. Dar când ajungem acasă, îmi dai banii înapoi. Nu știu de unde faci rost. De unde am făcut rost și până acum. Bă, să moră, mama, dacă nu m-am plictisit. Mă simt cu nebunez, mă. Mă, repede aleargă calul de căruță, să mor eu. Bă, ia fii atent aici. În 5 minute ajunge trenul la Focșani. Și o să oprească acolo în gară. O să stea 10 minute, îți dai seama. Dacă vrei, coborâm repede și fumăm o țigară, dar fără să ne vadă asta și mergem și ne luăm și un suc. Da, mă, că și așa m-am nebunit în trenul ăsta. Bă, ce bine intră, bă, țigara asta după câteva ore, bă, dar bine intră, bă. Hai, mă, să ne luăm și un suc repede. Bă, prostule, hai să fugim, că rămânem drecu pe aici. Bine că ne-am rămas drecu pe aici, pe la cucuiții din deal. Mamă, ce-i cu asta?
Bre, te-ai așezat pe locurile noastre, bre. Pleacă de aici. Ne, Mariana, pe mata, ne. Bă, stai nebun, vorbește singur. Du-te mă și tu și cheamă pe profa, că nu mă înțeleg cu el. Doamna, s-a așezat un nebun pe locurile noastre. Alo, doamna! Fă balenul! Ce ai zis, măi, băiatule? Am vrut să zic doamna. E un nebun care vorbește singur și noi nu ne înțelegem cu el. Poate puteți dumneavoastră. Păi, dar ce, eu sunt nebună? Crezi că sunt nebună să mă înțeleg eu cu toți nebunii? Eu v-aș răspunde, dar mi-e frică că nu mai veni să ne ajutați. Bună ziua, domnule! Să știți că aceste locuri sunt plătite, iar acești copii trebuie să stea jos aici încă vreo 7 ore. Așa că vă rog să vă ridicați și să plecați. Nene, să-i pună numele Gyuri, să-ți f***a pup! Nene! Aoleu, iar tu! Ai scoală repede de aici cu sacul la umbli ca nebunul și te așezi pe unde apuci. Bă, ce dracu miroase, mă, așa, bă, că-mi cade nasul pe jos, mă! Vai de la noastră, stai Gilgamesh și jos. Mamă, să mor eu, am crezut că nu mai ajungem. Stai mă nebune, când am ajuns, că mă trebuie să luăm și autocarul până la baba aia, Cârli, cum o cheamă, mai e. Am vorbit acum cu șoferul la telefon și trebuie să ajungă în maximum 15 minute. Era pe drum. Stați aici cu mine și nu plecați prea departe, că asta mai lipsește să vă pierd și pe aici. Bă, ce autocar e mă ăsta, că-i vai morții lui. Cred că are 50 de ani. Ăsta-i de pe timpul lui Pazvantechiorul. Mama, Aurele, ia uite ce ochiar e ăsta, mă. E chiar Pazvantechiorul, mă, să mor dacă te mint. Uite-le, bă, pe gemele alea. Hai să ne așezăm repede lângă ele, că sunt două locuri libere. Mama, aia din dreapta aia mea, că e mai frumoasă. Cum o să fie mai frumoasă? Tu ești prost. Nu vezi că e amândouă la fel? Ia fi atent aici. Ce faci, măi, frumoaselor? Cum vă cheamă? Eu sunt Gilgamesh, el e Aurel. Gilgamesh, ce nume e ăsta? Zici că e nume de câine. Ce câine fa... Tăși, bă, prostule, că nu ne mai facem treabă. Firețele dracului să fiți. Bă, fetele, dacă noi doi ne combinăm cu voi doua... Așa. Noi de unde știm care-i care? Că sunteți la fel. Păi, unul la mână. Voi nu o să vă combinați cu noi niciodată. Și doi, noi nu suntem la fel. Mie îmi place psihologia și ei îi place filosofia. Ia auzi, măi, filozof, cu zoo, mă, cu de-astea, cu animale, cibelea. Bă, prințeselor, bă, și mie îmi plac animale, mă. Cel mai mult îmi place cangurul ăla, mă, mâncați-aș. Căldre cu ce buzunar mare are lipit pe el. Voi vă dați seama, mă, câte cuțite are ăla în buzunar și alte de-astea când are nevoie de o intervenție. Păi de capul meu ce mi-ar plăcea să am un cangur de la. Doamne, ce proști s-au așezat lângă noi. Nu mai scăpăm de ei acum, fii atenta. Nu-i mai băga în seamă. Da, fetelor, nu ne-ați spus și nouă cum vă cheamă. Eu sunt Agata. Și eu Anemona. Ia, uite și astea le dracu ce nume au și le râdeau de mine. Ia zi, Agata, că am văzut că mi-ai dat mesaj. Ce, nu vă lasă pe păgăli ăștia doi în pace? Da, vorbesc într-una și nu putem să stăm liniștite. Bă, ia gata, mă, păpăgalilor. Dacă mai scoateți un sunet, pe mâna mea ajungeți. Gata, șef. Las că vezi tu ce-ți fac, fraiere. Oana, toată lumea afară! Bă, dar s-a lăsat cam fric, bă, mă cam strânge. Zi mersi că nu plouă. Ai, cobit repede, prostea. Loare că ne facem acum. Bă, mimozilor, adăpostiți-vă, mă, să nu vă face sirene, bă, că am văzut eu pe YouTube cum e treaba. Bine, e furată chestia de la un serial mai vechi. Haideți că s-a rezolvat, toți înăuntru, că mai avem de mers. Bă, unde ne-a adus, mă, nebun asta? Zici că suntem în Scooby-Doo, ești nebun la cap. Bine ați venit la pensiunea 3 șobolani. Este destul de târziu, eu zic să vă culcați. Că mâine dimineață avem la micul dejun șobolan umplut cu cașcaval. Bă, du-te dracu cu șobolanii tăi, mă. Ce-i locul ăsta, mă? Aveți șobolani aici? Am glumit cu voi, măi copilași. Nu e niciun șobolan aici, vă asigur. Hai că nu e niciun șobolan dacă e. Tu, băiețelule mai negru,
Pentru tine am camera 13, că văd că ai gura cam mare.